Această săptămână și sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat la Brașov și București două concursuri, două cupe de nivel național, și anume la Brașov la Cupa Tenis Junior Brașov Championship, sportiva Alessia Stan a obținut locul întâi la dublu mixt 12 ani fete, făcând pereche cu Ghețu Gabriel, iar la în proba de simplu 12 ani s-a clasat pe locul 2. La București Evelin Neacșu a câștigat Open Municipal la categoria simplu 10 ani fete. Clubul Sportiv Târgoviște, în continuare sub interimatul lui Cornel Cornea, niciunul dintre cei 5 candidați de la cele două concursuri organizate de minister nu a trecut proba scrisă. Nu știu ce să vă spun, s-a dat examen și cei doi nu au luat punctajul necesar și sigur că cineva trebuie să continue să fie director, să poate să semneze actele și să poată să meargă clubul în continuare.